dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, așa cum bine v-am obișnuit, vom discuta despre ultimele întâmplări care au avut loc în emisiunea Fenomen Survivor România 2022. Înainte de a începe, vreau să vă prezint cartea mea, Despre mine, despre tine, despre noi. Poate mulți dintre voi nu știu, însă înainte de a mă căsători, eu am scris o carte despre cel care urma să devină soțul meu. De aceea este semnată Angelica Păslaru, numele anterior căsătoriei. Este un roman de dragoste captivant în care sunt sigură că mulți dintre voi se vor regăsi. În descrierea acestui videoclip v-am lăsat linkul care vă va duce direct către locul în care găsiți cartea disponibilă spre vânzare. De asemenea, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube. Dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Vă mulțumesc! Dragii mei, în emisiunea de aseară îi vedem pe concurenți întorcându-se cu zâmbetul pe buze la baracă după un consiliu de eliminare plin de emoții. Consiliu de eliminare de la care, cu toții, ne-am luat la revedere de la TJ Miles. Dar pentru concurenți a fost un consiliu de eliminare foarte important, pentru că după ce TJ și-a luat rămas bun de la toată lumea, prezentatorul a făcut anunțul mult așteptat și anume încep confruntările individuale. Concurenții au fost atât de fericiți în momentul în care au auzit că se află în ultima etapă, că sunt pe ultima sută de metri, încât în baracă nu am auzit pe niciunul să-i pronunțe numele lui TJ. Semn că nimeni nu-i simte lipsa acestuia. Cu toții sunt extraordinar de fericiți că în sfârșit vor juca pe cont propriu, vor juca pentru ei. A doua zi îl vedem pe Alexandru Nedelcu la testimoniale, dezvăluindu-ne ce sentimente l-au încercat în consiliul de eliminare. Asta pentru că el credea că va părăsi competiția și cumva se obișnuise cu gândul că va pleca și că TJ va rămâne, iar în momentul în care prezentatorul i-a rostit numele lui TJ, reacția acestuia a fost una de-a dreptul uimitoare. De asemenea, m-a surprins și reacția celorlalți, reacția lui Ionuț, reacția Ștefaniei, reacția Oanei, care au pufnit în plâns și l-au îmbrățișat pe Alexandru Nedelcu, lăsându-l pe TJ la o parte. L-am văzut pe Ionuț afirmând în baracă, de față cu toată lumea, faptul că se bucură că Alexandru Nedelcu a rămas în această competiție și i s-a demonstrat pentru a nu știu câta oară că publicul a votat așa cum trebuie. Ulterior, acesta a declarat la testimoniale că nu se aștepta ca TJ să părăsească competiția și că el era sigur că TJ va rămâne. Ceea ce mie mi-a dat de înțeles că Ionuț a avut o strategie nominalizându-l pe Alexandru Nedelcu, însă bineînțeles că a ținut-o pentru el, bineînțeles că nu s-a dat de gol în fața colegilor, tocmai pentru a se proteja, tocmai pentru a rămâne cât mai mult în această competiție. Pe Marian Drăgulescu l-am auzit, în schimb, regretând că TJ a părăsit competiția, însă motivul pentru care Marian regretă că TJ a plecat este pentru că ei, foștii faimoși, sunt în minoritate față de foștii războinici și se gândește că în momentul în care vor ajunge la consiliu, se va da în foștii faimoși, iar războinicii se vor proteja între ei. Lucru de altfel normal. Sunt convinsă că dacă faimoșii ar fi fost majoritar și războinicii minoritari, faimoșii ar fi încercat să dea cât mai mulți războinici afară. În baracă i-am auzit pe concurenți glumind în legătură cu persoanele care se află printre ei, care au intrat la individuale și care nu au intrat niciodată în cursa spre eliminare, nu au fost niciodată nominalizate. Respectiv Ștefania, Ionuț și Alex Delea. Ștefania a spus la testimoniale că nu are nicio problemă cu glumele care au fost făcute în baracă. Ea se bucură pentru că atâta timp cât nu a intrat niciodată într-un consiliu, nu a fost nominalizată niciodată, asta înseamnă că
că ea a fost un pion important al echipei și și-a adus aportul. Din păcate pentru ea, culmea, primul consiliu de eliminare, prima dată când ea a fost nominalizată, a fost și ultima, pentru că aseară ne-am luat la revedere de la Ștefania. Schimbând un pic registrul, l-am văzut pe Alex Delea povestind cu patos, așa cum o face el mai mereu, că stând în baracă mâncând coco, s-a gândit să meargă pe plajă. Și a văzut în depărtare o pisică de mare. Inițial el a crezut că e o rechin. Și ce s-a gândit el? Să se ducă la vânătoare. Și-a luat harponul și a plecat să vâneze pisica de mare. Ulterior, când s-a apropiat de aceasta și a văzut că e foarte mare, i-au cam tremurat picioarele, i-a fost frică și s-a lăsat pe gubaș. El a spus că oricum lui nu-i place peștele, însă atât de foame îi este și atât de mult își dorește să-și schimbe gustul de cocos, încât ar fi mâncat orice. La momentul acela ar fi mâncat chiar și o pisică de mare, cu toate că nu este pe gustul lui. Înainte de prima confruntare individuală, i-am văzut pe toți cei 8 rămași determinați să ajungă cât mai departe în această competiție. I-am văzut motivați și dornici să câștige și să rămână cât mai mult. Să rămână până în finală, pentru că până la urmă și până la coadă, acesta este visul tuturor, să ridice trofeul și să câștige, bineînțeles, banii puși în joc, pentru că vorbim despre 100.000 de euro. Premiul este unul foarte mare și cu toții își doresc să se bucure de el, bineînțeles, dacă tot au ajuns până aici, de ce nu? Cu toții se văd câștigători, se văd acolo. Am ajuns cu discuția și la prima confruntare individuală. Surpriza a fost că Ștefania a fost cea mai rapidă pe traseu. Pe locul 2 a fost Ionuț și pe locul 3 Alexandru Nedelcu. Pe locul 4 a fost Blaze, dar asta pentru că el s-a și încurcat la joculețul acela. La final, Marian Drăgulescu, care a fost pe locul 7, a câștigat colanul de imunitate și o recompensă pe cinste de care s-a bucurat alături de Elena și Ștefania. O masă copioasă și o ieșire la karting. Dacă aș fi fost în locul lui, sincer, l-aș fi ales pe Alexandru Nedelcu, pentru că Marian și Alexandru Nedelcu au ajuns în etapa finală, în marea finală a primei confruntări individuale și așa mi se părea mie fair. Însă, până la urmă și până la coadă, alegerea i-a aparținut. Bineînțeles, aș fi ales-o pe Elena dacă aș fi fost în locul lui Marian, pentru că este o fostă faimoasă și se simte mai apropiat Marian de ea față de Război. Nici n-am înțeles de ce a ales-o pe Ștefania ulterior, după ce ceilalți concurenți s-au întors pe insulă. Am înțeles că Ștefania cumva l-a susținut pe Marian și pe Alexandru Nedelcu, a avut o strategie astfel încât să ajungă să fie aleasă de Marian. Asta ce a declarat Alexandru Nedelcu la testimoniale, să vom ajunge cu discuția și într-acolo. Până atunci, în baracă, odată întorși pe insulă după prima confruntare individuală, l-am văzut pe Alexandru Nedelcu dezamăgit că a intrat de 10 ori pe traseu, a fost extraordinar de greu și la final nu a câștigat nimic. Ulterior, discuția s-a schimbat și cei rămași se gândesc ce se va întâmpla la Consiliu. Mai precis, pe cine va nominaliza Marian. Ei, cei rămași acolo pe insulă, se simt cu toții vizați, dar se gândesc că poate Marian o va propune pe Ștefania, pentru că i-a oferit o masă copioasă pe baza acestui lucru. Au fost niște glume făcute, până la urmă și până la coadă, în situația asta, în momentul în care te simți în pericol, n-ai ce să faci. Glumești astfel încât să te mai detensionezi, cu toții se simt vizați și l-am văzut pe Ionuț băgând niște strâmbe în legătură cu Marian Drăgulescu. El a ținut să-i spună lui Alexandru Nedelcu că
l-a văzut pe Marian Drăgulescu dând din mâini și aruncând cu nisip, astfel încât să îl încetinească, să-i arunce cu nisipul în ochi, în fine. Ideea este că nouă ni s-au dat imagini în acest sens și Marian Drăgulescu nu a făcut așa ceva, nu a intenționat să facă mișmașuri astfel încât să câștige, dar motivul pentru care Ionuț a ținut să puncteze asta este pentru că a vrut cumva să le sugereze celorlalți. Le-a sugerat subtil următoarea persoană pe care să o nominalizeze, lucru care se va și întâmpla în următorul consiliu de eliminare. Ideea este că Ionuț are o strategie bine, bine pusă la punct și își dorește să câștige Survivor România cu orice preț. Cu orice preț. Cred că Ionuț este genul de persoană care ar fi în stare să calce și pe cadavre astfel încât să câștige Survivor. Și de ce zic asta? Pentru că la consiliul de nominalizare Ionuț a votat-o pe Ștefania. Ștefania, care i-a fost cea mai apropiată persoană în această emisiune. Iar la consiliu Ștefania a votat-o pe Elena. Dacă ar ști Ștefania, ce șarpe a ținut în brațe! Ionuță e foarte, foarte viclean. L-am văzut și pe Alexandru Nedelcu, revenind la sentimente mai bune în ceea ce privește pe Ionuț, mie mi se pare că Alexandru Nedelcu a uitat prea repede ceea ce i-a făcut Ionuț, faptul că a încercat să îl elimine. Și dacă mă întrebați pe mine, eu cred că tot Ionuț i-a băgat în cap lui Alexandru Nedelcu faptul că Ștefania a jucat la două capete, s-a făcut că îl susține pe el, dar îl susținea și pe Marian. Asta este părerea mea, pentru că Ionuț joacă tare. Revenind la discuția noastră, l-am auzit pe Blaze declarând la testimoniale faptul că a fost deranjat de reacțiile Ștefaniei, nu i-au plăcut și nu i s-au părut normale. Asta după ce Marian a ales-o pe ea să se bucure alături de el de recompensa câștigată, o ieșire la karting și o masă copioasă în Santo Domingo. Oamenii sunt diferiți. Blaze nu înțelege că nu cu toții reacționăm la fel. El a spus că dacă Marian l-ar fi ales pe el, el i-ar fi mulțumit și atât. Nu l-ar fi luat în brațe, nu ar fi făcut așa o mare scenă cum a făcut Ștefania. Repet, suntem diferiți și trebuie să acceptăm asta până la urmă și până la coadă. Marian, Elena și Ștefania au avut parte de o recompensă pe cinste, s-au distrat de minune, au mâncat și, dragii mei, am ajuns cu discuția la consiliu. A fost o surpriză să aflu că votul colectiv a fost Elena și Ștefania cu număr egal de voturi. Iar votul lui Marian Drăgulescu a fost Ionuț. Dintre cei trei nominalizați, ne-am luat la revedere de la Ștefania. Bineînțeles că nimeni nu-și dorește să părăsească competiția, fiind atât de aproape de Marele Premiu, însă doar unul dintre ei va câștiga, doar unul dintre ei va ridica triumfător trofeul Survivor România sezonul 3 și se va bucura de cei 100.000 de euro oferiți de Vodafone. Dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu, vă mulțumesc din suflet pentru atenție. Vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip și cel mai bun să câștige!